După modificările masive de legislație care s-au produs în ultimii ani, practic, sindicatele au pierdut din capacitățile lor de negociere a contractelor colective. Cu alte con cuvinte, condițiile în care se pot negocia contracte colective în România la această oră sunt. destul de complicate. Multe dintre sindicate nu mai îndeplinesc acele criterii prevăzute în lege și din această cauză, practic, am pierdut o parte importantă din instrumentele pe care noi le aveam în apărarea intereselor și drepturilor mendrilor de sindicat, lucru pentru care ființăm noi ca organizații sindicale. Și sigur că în perioada asta de criză, când găsirea unui loc de muncă e o problemă, Imensă, foarte mare și culmea de câțiva ani în România, problema asta cam există a locurilor de muncă. Ce mi-e ciudă foarte tare și cred că și telespectatorii sunt cumva debusolați. Ei merg și votează conștiincios sau noi cu toții mergem și votăm conștiincios, dar când ajunge un guvern sau altul, fără să dăm în nimeni, la putere, ajungem să, să ne găsim foarte greu un loc de muncă, să găsim o stabilitate pe piața economică din România, ori lucrurile acestea sunt frustrante pentru oamenii care chiar își doresc să muncească, să trăiască bine. Sunt, sunt, categoric sunt frustrante, mai, mai ales că sunt și situații, noi vorbeam de legislația muncii acum și de problemele, ca să vă spun... Vorbind despre acea pierdere de putere în negocierea contractelor colective pe condițiile introduse în lege de guvernele Boc, care au modificat legislația muncii, codul muncii, legea negocierilor colective. Ce s-a întâmplat practic? Odată prin lege a fost eliminată, a fost eliminat de fapt dreptul sindicatelor și patronatelor de a negocia un contract colectiv de muncă la nivel național. Noi foloseam acel contract colectiv de muncă la nivel național tocmai pentru a acoperi cât de cât pe salariații din sectorul companiilor mici și mijlocii, care de regulă nu fac parte din sindicate. Pentru că acel acord încheiat la nivel național, conform legii, se aplica obligatoriu tuturor salariaților din România, el fiind considerat un contract cadru. Legea nouă a venit și a spus nu mai există contract la nivel național.